pentru Consiliul Județean Bistrița Năsăud, un procent de 44,30% din totalul voturilor valabile exprimate este pentru Uniunea Social Liberală, adică 65.235 de voturi. Partidul Democrat Liberal a obținut 37,58%, ceea ce reprezintă 55.301 voturi. Al treilea plasat este Partidul Poporului Dan Diaconescu, cu 9.210 voturi, un procent de 6,25%, Uniunea Democrată Maghiară din România, cu un procent de 4,12%, ceea ce reprezintă 6.069 de voturi, și Partidul Ecologist Român, 3.217 voturi, un procent de 2,18%, după calculele grosiere ale membrilor la județean și zilurilor de statut, eu cred că acestea vor fi partidele care vor intra în componența Consiliului Județean, fără să vă pot preciza cu exactitate, dacă va intra și următorul partid sau fiecare câte mandate va obține, aceasta fiind urmă să se finalizeze în cursul zilei de mâine. Următoarele date? Nu vă pot spune următoarele date, mâine la ora 9 ne reîntâlnim pentru a finaliza centralizarea pentru Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean și pentru fiecare primărie. Pentru consiliile locale avem număr total